Tătăne la Baia Mare, ați văzut filmul de prezentare ce l-am postat acum câteva zile. Acum în spatele meu sunt o parte din mașinile de clasei pro ce se pregătesc de antrenamente. Suntem încă înaintea calificărilor. Cum ți se pare traseu? Un fel de lucrare de asta, de dizertație. Așa. Suntem mulți și un loc nu e doar pentru cineva. Ultima etapă, o mașină nouă. Da, o mașină nouă la care se lucrează pe partea de setup, suspensie, totul este nou, totul trebuie reconfigurat. Mașina are un comportament foarte greu de înțeles pentru mine, sincer. Colegul din față a făcut spin, după care a trebuit să fac și eu un spin maxim să evit parapetul. It's interesting because there's not many organizers in the world who are doing those street events, this kind of I would may call like hardcore drift events. Fiecare tură mai vezi o persoană care iese în decor, intră în parapeții, foarte... Care crezi tu acum că va fi poziția ta mâine seară? Lasă până pustie. Eu sper să-mi păsez minim locul 3 pe podium, da. Asta este la general. Crezi că mâine seară ai cupa de campion în mână? Să sperăm, nu știu.